Studis oferă servicii hoteliere moderne în cele două locații din zona centrală a orașului, locuri de cazare dotate la standarde europene, parcare proprie, servicii permanente de bază și alte facilități vă așteaptă în inima Iașului. Hotelurile Studis, facem totul pentru confortul dumneavoastră. Masterclass, un loc plăcut de petrecere a timpului liber. Masterclass, locul în care distracția nu se oprește niciodată. Masterclass, The Fun Experience. Nu rata cărțile din noua colecție Top 10 Plus. În fiecare marți, ziarul de Iași vine la pachet un bestseller. Marți 27 februarie, ziarul de Iași îți oferă în exclusivitate jurnalul lui Adam și al Evei, de Mark Twain. Volumul de față reunește câteva dintre cele mai savuroase povești publicate de Mark Twain de-a lungul anilor, dar și unul dintre ultimele sale proiecte românești apărut postum. Jurnalul lui Adam și al Evei, de Mark Twain, la chioșcurile de presă de marți 27 februarie, numai cu ziarul de Iași. Proiect susținut de Fundația Antibiotice Știință și Suflet. Ai simțit că îți lipsește ceva și te-ai întrebat când îl vei primi? El se atinge, el se răsfoiește, el se citește. Săptămâna lui Ieșanul apare vinerea în ediție tipărită. Vizitează-ne și online pe www.ieșanul.com. Thank you.
concluzii, chiar nu ați văzut cu toții. A fost o seară minunată, un public care ne-a susținut, un stadion arhiplin, atmosferă de joc, așa cum a mai fost de când sunt eu la Iași și cu alte ocazii, și echipa a făcut rezultate bune. Sigur, în primul rând vreau să-mi felicit băieții pentru că au făcut o partidă de luptă extraordinară. Au fost motivați, toată săptămâna am încercat să-i fac să înțeleagă că încrederea pe care eu le-o dau trebuie și ei să o aibă în forțele proprii, și s-a dovedit până la urmă că am reușit să învingem o echipă care era pe val, o echipă bună, cu jucători valoroși, dar în seara asta am fost mai inspirați și mai norocoși, nu ca altă dată. Da, am încercat să fiu foarte... i-am lăsat prima oară să-și tragă sufletul, nu vreau să vorbească nimeni câteva minute, după care am corectat câteva lucruri din prima repriză și apoi, cu toate că a fost surprinzător pentru tot grupul, am schimbat capitanul de echipă. Am schimbat sistemul de joc. Am simțit că nu putem avea forță.